Un alt caz șocant s-a petrecut în Craiova. O prostituată a căzut de la etajul 3 al unui bloc după un conflict cu un client. Vecinii au fost cei care au alertat de îndată autoritățile după ce au găsit-o pe tânără zăcând dezbrăcată pe trotuar. Presupusul violator a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore. Vă avertizăm că urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Prostituata în vârstă de 23 de ani din comuna doljeană Vârtop s-a întâlnit cu tânărul de 28 de ani într-un apartament din Craiova pentru a întreține relații sexuale. Cei doi se cunoscuseră pe un site de socializare. Numai că, odată ajunsă la locația stabilită, tânăra s-a răzgândit, iar bărbatul ar fi vrut să o violeze. În încercarea de a scăpa de agresor, prostituata s-a aruncat de la etajul 3 al blocului. Vecinii, alertați de zgomotul produs de cădere, au ieșit pentru a verifica ce s-a întâmplat. Am auzit și o gălăgie. Așa. Am văzut poliție. S-a aruncat de la etajul 3, o bubuitură, am ieșit afară, am găsit-o în grădină aici așa, eu stau aici așa la parter, am văzut-o căzută jos, dezbrăcată, era dezorientată total. După ce au găsit-o pe tânără zăcând dezbrăcată, locatarii au apelat imediat numărul unic de urgențe. Aceasta a fost preluată de echipajele de salvare și transportată la spital cu fracturi la ambele picioare. Medicii au descoperit că este și infectată cu COVID, drept pentru care a rămas internată. În schimb, vecinii din satul de origine al tinerei aveau numai cuvinte de laudă la adresa acesteia. Știam că era căsătorită și are o fetiță. Din asta a fost vânzătoare, nu știu la ce magazin în Craiova. Era o fată cu minte, frumușică. Ce să mă ne-am mărșit? Ne-am mirat de ea. Ne-am mirat de ce s-a întâmplat cu ea. Între timp, polițiștii au început o anchetă. La fața locului s-au deplasat polițiștii care au identificat o tânără de 23 de ani din comuna Vârtop, care a acuzat dureri în zona membrelor inferioare și care a declarat că ar fi fost violată de un bărbat și că s-ar fi aruncat de la etajul 3 al blocului respectiv.